Ministrul Culturii Bogdan Gheorghiu a avut recent întâlniri cu privire la etapele în care se află Muzeul Național al Ororilor Comunismului în România, cu deputatul Alexandru Muraru, viceprimarul Bucureștiului Stelian Bușduveanu, secretarul de stat Liviu Brătescu, în a cărui coordonare se află viitorul muzeu, și Alexandru Groza, directorul interimar. Ministrul a precizat că toți cei implicați lucrează cu dedicare pentru deschiderea cât mai rapidă pentru publicul larg al celui de-al treilea muzeu realizat în mandatul său. Potrivit ministrului culturii, Israelul și-a onorat pe data de 8 aprilie victimele Holocaustului. Sunetul unei sirene a oprit pentru câteva minute întreaga țară, la 80 de ani de la începutul operațiunilor de ucidere în masă a evreilor, iar lumea și-a amintit. Ministrul culturii a mai menționat că a nu uita este una dintre căile de a nu repeta greșelile, iar în acest sens a avut o discuție cu privire la stadiul în care se află Muzeul Național al Ororilor Comunismului în România. Trebuie să știți că toți cei implicați lucrează cu dedicare pentru deschiderea cât mai repede pentru publicul larg al celui de-al treilea muzeu realizat în mandatul meu. M-am implicat direct în acest proces deoarece cred că trebuie să existe o informare corectă cu privire la abuzurile, crimele și torturile asupra oponenților regimului comunist, a tot ceea ce a însemnat perioada comunismului, ca să nu uităm vreodată și să nu riscăm să mai alegem sau să ni se impună un astfel de regim.